Tuberculoza la copii se manifestă altfel decât la adulți. Solicitați cât mai urgent asistența medicului de familie dacă copilul mic nu mai ia în greutate sau slăbește, devine indolent, capricios. Copilul de vârstă școlară obosește frecvent, devine somnoros, se plânge de dureri de cap. Copilul de orice vârstă este afectat frecvent de maladii acute ale căilor respiratorii, se restabilește cu greu după acestea și are febră persistentă. Cei mai sensibili față de tuberculoză sunt copiii până la vârsta de 3 ani, în special în primul an de viață. Vaccinul contra tuberculozei, cunoscut sub denumirea de BCG, nu anulează riscul îmbolnăvirii copilului, dar previne formele grave și letale ale maladiei, de aceea trebuie efectuat.